Echipa Codla Info s-a deplasat în această dimineață la Liceul Teoretic Codlea pentru că este sfârșit de an și vrem să aflăm de la dumneavoastră cum se pregătește pentru liceul pentru acest sfârșit. La clasele din învățământul primar, fiecare clasă își va organiza o sărbare pentru părinți pe clasă. În fiecare clasă vor fi și daruri, va fi și un mini-spectacol pentru părinți. La gimnaziu, de asemenea, se va organiza pe clase, iar la liceu se pregătește un moment de colinde într-o seară din ultima săptămână de școală. Seara încă nu este precizată, probabil după Consiliul Profesoral, undeva joi, în ultima săptămână. Iar pentru ciclul primar și cel gimnazial, ne puteți spune niște date? În ultima săptămână se vor desfășura toate aceste sărbări. În plus, secția germană, clasele primare de la secția germană, vor avea un spectacol. Presupun că și parte din clasele de la gimnaziu vor avea un spectacol comun la Casa de Cultură tot în ultima săptămână. Cine sunt coordonatorii acestor activități? Coordonatorul principal al acestor activități este coordonatorul de proiecte și programe, Reta Magda, dar s-a implicat și doamna director adjunct, Merinde Elisabeta, iar pentru secția germană, doamna Carmina Vlădilă. La ce alte activități să ne așteptăm în afară de aceste spectacole în luna decembrie? Corurile liceului vor participa la spectacolul de colinde în data de 17 decembrie, unde ne-am înscris deja cu corul de la gimnaziu și corul de la liceu. Și probabil și în promenadă vom avea un moment într-o seară în funcție de organizarea pe care o realizează Casa de Cultură. Deci vom participa și în promenadă cu un spectacol. Acum, la sfârșit de an, ne puteți spune ce așteptări aveți de la anul care urmează? Noi avem mare nevoie de rezultate. În școala aceasta, fiecare om încearcă să realizeze maximul din ce poate da și încă mai așteptăm niște rezultate pe măsura eforturilor, dascălilor și a celei mai mari părți dintre elevi. Cum să se concretizeze aceste rezultate? Prin participări la olimpiade? Prin participări la olimpiade, prin spectacole de bună calitate, prin participări la concursuri și locale și județene și naționale. Prin rezultate mai bune sperăm la evaluarea națională pentru elevii de clasa 8-a și la bacalaureat pentru elevii de clasa 12-a. Care considerați că este cel mai frumos cadou pe care l-ați primit de la Moș Crăciun, ca să facem așa o sinteză a anului 2011? Păi, cel mai frumos cadou este bucuria pe care mi-o dau participările copiilor noștri la spectacole. Faptul că în școala asta sunt o groază de talente care au nevoie de forme, de cât mai multe forme de spectacole pentru a se putea prezenta. Transmiteți-le un mesaj atât elevilor cât și părinților în prag de sărbători. Eu le doresc tuturor sărbători fericite, să aibă o vacanță liniștită, fecundă și un an nou, 2012, mai plin de realizări. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!